Nu toată lumea știe că Maria este patroana Ordinului Franciscan. Dar de unde această importanță a Preasfintei Fecioare Maria pentru Ordin? Vom afla aceasta printr-o selecție de obiecte din colecția Custodiei Țării Sfinte, care vor fi expuse în viitoarea secțiune istorică a Muzeului Terra Sancta. Muzeul, care va fi construit în conventul Sfântul Salvator din Ierusalim, va fi locul unde vom putea redescoperi istoria franciscanilor din Țara Sfântă și devotamentul lor față de Maica Domnului. Ne vor însoți în acest studiu părintele Ștefan Milovici, directorul Oficiului Patrimoniului Cultural al Custodiei, și părintele Alessandro Coniglio, profesor la Studium Biblicum Franciscanum din Ierusalim. Ne aflăm în Biserica Sfântul Salvator din Ierusalim, în fața unuia dintre altarele laterale ale bisericii. Pentru a începe parcursul nostru de devoțiune mariană, vă prezentăm acest tablou pictat pe pânză, care îl înfățișează pe Sfântul Francisc de Assisi, îngenunchiat în fața lui Isus când apare Mariei. Episodul reprezentat a avut loc după minunea trandafirilor, evocată în pictură de florile roșii și albe, reprezentate pe scările unde este îngenunchiat Sfântul Francisc. Cu această ocazie, Iisus îi acordă Sfântului indulgența porțiunculei. Această pictură pe care o avem aici, la Ierusalim, este o copie a unei picturi a lui Bartolomé Esteban Murillo, una dintre cele mai reprezentative figuri ale picturii baroce spaniole, pictată în jurul anului 1667 și păstrată în Muzeul Prado din Madrid. Copia din biserica noastră a fost făcută în anul 1940 de o călugăriță franciscană misionară a Mariei. Il quadro ci mostra una classica descrizione di come San Francesco. Pictura ne arată o descriere clasică a modului în care Sfântul Francisc ar fi obținut indulgența porțiunculei. Francisc este îngenunchiat în fața altarului Bisericii Sfânta Maria a Îngerilor din Câmpia Assisi, biserică pe care el însuși a restaurat-o și era foarte dragă, pentru că, așa cum ne spune unul dintre primii biografi, părintele spunea că a aflat în urma unei revelații divine că Prea Fericita Fecioară, între toate bisericile ridicate în cinstea ei, ținea la aceasta într-un mod special. Același biograf ne spune că Francisc o iubea într-un mod nespus pe Maica lui Isus, pentru că l-a făcut pe Domnul Gloriei să fie fratele nostru. Dar ceea ce ne umple cel mai mult de bucurie este că a făcut-o pe Maria avocata Ordinului și a așezat sub protecția ei pe fiii pe care urma să-i părăsească, pentru ca aceștia să găsească acolo căldură și apărare până la sfârșit. Episodul reprezentat în pictură arată tocmai această protecție acordată de Maria însăși Sfântului Francisc într-un moment de ispită. De fapt, trandafirii care se văd la picioarele sale amintesc cum părintele Serafic se aruncase gol pe un tufiș de trandafiri din spatele bisericuței din Porțiuncula, când simțea ispita cărnii. Atât de mare era dragostea lui pentru Dumnezeu, încât nu a vrut să-l jignească în niciun fel și nu s-a temut de rănile provocate de spinii trandafirilor pentru a rămâne fidel vocației sale de consacrare totală Domnului. Dar iată minunea, trandafirii și-au pierdut spinii și Francisc a biruit ispita mai mult prin harul lui Dumnezeu decât prin gestul său ascetic. Apoi, întorcându-se la Porțiuncula, în fața altarului i-a apărut Isus, care, prin mijlocirea Maicii sale, Preasfânta Fecioară Maria, acorda lui Francisc indulgența plenară pentru pelerinii care vor veni să viziteze acea mică biserică în cinstea Mariei. La fel ca Francisc, și noi putem învinge orice ispită privind spre Maria și, încredințându-ne ei, putem obține de la Fiul ei, Isus, harul care să ne procure iertarea păcatelor. De fapt, Maria nu este avocata doar a Ordinului Fraților Minori, ci a tuturor celor care o invocă cu credință și devoțiune sinceră.